Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Astăzi vorbim despre bani, ați văzut și din titlu probabil că vreau să vă spun cât costă să trăiești în Viena în anul 2022. Este scump? Este ieftin? Nu știu, asta decide fiecare și abia aștept să vă citesc comentariile și să-mi spuneți ce părere aveți voi. Este scump să trăiești în Viena? Este ieftin comparativ cu alte orașe în care locuiți voi, poate chiar și alte țări, comparativ cu Austria? Sunt foarte curioasă de comentariile voastre și m-aș bucura foarte mult dacă v-ați și abona canalului meu de YouTube, dacă mi-ați da un like și aceste lucruri m-ar ajuta și pe mine foarte mult. Vă mulțumesc așadar și repejor, apăsați butonul acolo, nu vă costă nimic. Și sper ca informațiile pe care eu vi le ofer să vă fie de folos. Dacă este așa, poate puteți să distribuiți acest clip și către alte persoane. Poate știți pe cineva care vrea să se mute aici în Viena și nu știe care sunt prețurile, fie că vine din altă țară, fie că vine dintr-un alt oraș din Austria. Sper să vă fie de folos aceste informații, așa cum vă spuneam. Și să trecem la subiect. Și o să vă spun că, bineînțeles, înțeles, cheltuielile depind de fiecare, depind de gusturile fiecăruia, depind de ce-și dorește fiecare, depind de bugetul pe care îl are fiecare până la urmă, nu? Și nu pot să acopăr toate aceste lucruri. Există o mare varietate și o mare diferență în ceea ce privește cheltuielile pe care le are o familie aici în Austria, în Viena. Eu vă vorbesc din perspectiva mea și anume, noi suntem o familie cu un copil, în momentul acesta, al doilea este în burtică. Locuim în Viena, deci în orașul Viena, la, să spun așa, mai la periferie sau nu știu, în cartierul, în sectorul 23. Dar mie îmi place foarte mult, este foarte ok. Locuim într-un apartament cu 3 camere, 2 dormitoare și un living. Știți cum sunt aici open space-urile acestea, living-ul cu bucătăria. Și locuim într-un apartament de tip Genossenschaft, care a fost construit cu finanțare de la stat și pe care îl putem cumpăra după 10 ani. Deci este cu Kaufoption, Genossenschaft mit Kaufoption pentru cei care se descurcă și cu limba germană. Iar cheltuielile pe care o să vi le spun sunt aferente condițiilor în care trăim noi. Așa cum vă spuneam, unii își doresc mai mult, unii își doresc mai puțin, poate sunt studenți care caută o cameră într-un apartament cu mai multe camere să socializeze, să cunoască oameni noi. Poate sunt doar persoane, familii fără copii care caută o garsonieră sau caută ceva mai mic. Fiecare după posibilități, așa cum vă spuneam, însă ce vă spun eu astăzi este lista de cheltuieli pe care o avem noi ca familie locuind aici în Viena. Eu am mai făcut un clip de genul acesta cu ceva timp în urmă, prin 2020, însă având în vedere valul acesta de scumpiri care a venit în întreaga Europa, m-am gândit să fac o versiune actualizată și să vedeți exact cum s-au schimbat prețurile de atunci și până acum și care sunt cheltuielile în momentul acesta, în 2022, pentru că acest lucru ne interesează, nu mai contează ce a fost, contează cât trebuie să plătim în prezent. Dacă sunteți interesați să vedeți și clipul acesta, eu o să vi-l pun aici pe undeva sau îl găsiți aici în lista de videoclipuri de pe acest canal. Poate că de multe ori o să fac referire la cheltuielile care erau în 2020 și o să fac comparații cu ce plăteam atunci și cu ce plătim acum pentru a vă face o idee în ceea ce privește creșterea de prețuri și cum s-au schimbat prețurile în doar 2 ani, pentru că există câteva schimbări care se simt în buzunarul nostru. Să încep așadar, ca să nu mai lungesc această introducere, și o să încep cu chiria, pentru că acesta este lucru care ne interesează pe toți, cât este chiria și cât plătim pentru o locuință. Bineînțeles, lucrurile sunt diferite în funcție de cartierul în care stai, în funcție de ceea ce-ți dorești și, bineînțeles, toate lucrurile acestea. În cazul nostru, pot să vă spun că valoarea chiriei nu s-a modificat foarte mult, a crescut, să spun, cu 10%, maxim 10%,
în ceea ce privește valoarea pe care o plăteam în 2020 și cât plătim acum, să spun că o diferență de 7-8%, cam acolo ar fi, însă nu este o valoare foarte mare pentru că, așa cum vă spuneam, noi locuim într-un genozenșaft care este construit cu finanțare de la stat și chiria pe metru pătrat este de la început mai mică, în sensul că plătim în jur de 8 euro pe metru pătrat. Cam aceasta este valoarea chiriei, la care, bineînțeles, se adaugă și cheltuielile de întreținere. Acestea sunt în jur de 200 de euro pe lună. Bineînțeles, și acestea se calculează la metru pătrat. Dar trebuie să aveți în vedere, în momentul în care vă gândiți la cheltuielile aferente unei locuințe, există situații în care în chirie sunt incluse și aceste cheltuieli de întreținere, betrib costă, dar există situații în care acestea trebuie plătite separat și atunci trebuie să socotiți așa, în funcție de suprafața apartamentului și de numărul de persoane care locuiesc acolo, în jur de 150-200 de euro pentru un apartament care are 90 de metri pătrați în care locuiesc 3 persoane, să spun. Și bineînțeles, marea scumpire în cazul nostru, în ceea ce privește chiria, s-a întâmplat la cheltuielile acestea de întreținere. Nu la chiria propriu-zisă, care este valoarea pe metru pătrat, pentru că acolo lucrurile nu prea s-au schimbat, ci la cheltuielile de întreținere. Încă o dată spun, aceste lucruri variază de la o locuință la alta, în funcție de foarte mulți factori. Un alt lucru care este o mare pondere, care are o mare pondere în cheltuielile pe care le plătim lunar, este factura de energie electrică și factura de căldură. Aici, în Austria, există acum și aici mai mulți furnizori de energie electrică, că vă puteți alege la care să mergeți și se face o regularizare anuală. În sensul că în fiecare lună primiți o factură egală, o valoare egală, iar la sfârșitul anului vi se face regularizare, vi se citesc aparatele acestea care înregistrează consumul și vi se face regularizare. Dacă ați plătit în plus, primiți banii înapoi. Dacă ați plătit mai puțin, atunci vi se face o factură pentru a plăti și diferența. Noi plătim în momentul acesta pentru energia electrică 55 de euro pe lună. Puteți să alegeți voi dacă plătiți în fiecare lună, dacă plătiți la 2 luni sau trimestrial, bineînțeles, valoarea aceasta este mai mică sau mai mare, în funcție de cât vă faceți estimarea. Cei de la compania respectivă știu cam cât consumați și vi se face, bineînțeles, o estimare corespunzătoare cu suprafața apartamentului, cu numărul de persoane, astfel încât la sfârșit de an, când vine regularizarea, să nu existe o diferență foarte mare. Lucrul acesta, deci factura la energie electrică, este unul care a suferit mari schimbări, pentru că în 2020 plăteam în jur de 5 de euro, cam așa, poate chiar mai puțin. Acum plătim 55 de euro pe an și chiar dacă s-a făcut această regularizare, nu am plătit niciodată, nu am primit niciodată banii înapoi, deci întotdeauna avem acolo o diferență de plătit, maxim 100 de euro. Deci ei calculează astfel încât să fie oarecum acoperită suma anuală pe care trebuie să o plătiți. Deci 55 de euro pe lună la energie electrică, iar o altă factură este cea care aici în Austria, în cazul nostru, include încălzirea, apa rece și apa caldă. Iar în acest caz, noi am ales să plătim o dată la 2 luni și plătim 235 de euro, ceea ce înseamnă 117 euro pe lună. Factura aceasta care, așa cum vă spuneam, include apa rece, apa caldă și încălzirea apartamentului. Și aici sistemul funcționează la fel. Plătiți la fel în fiecare lună sau la fiecare 2 luni și apoi la sfârșitul anului vi se face regularizare. Nici aici nu cred că am primit niciodată bani înapoi, deci întotdeauna avem ceva în plus de plătit. De obicei, suma aceasta pe care am plătit-o la regularizare a fost cam o lună de plată.
Deci cam, să spun așa, încă 200 de euro pe care i-am plătit. Cam acestea sunt cheltuielile, spun eu, care au o pondere foarte mare, iar în ceea ce privește factura aceasta la apă caldă, apă rece și încălzire, și aici am avut o creștere foarte mare. În cazul nostru, încălzirea este pe gaz și din 2020, unde plăteam undeva la 180 de euro, acum plătim 235. Deci există și aici o diferență și o creștere, spun eu, destul de mare în ceea ce privește facturile pe care le plătim. Și am uitat să menționez că atât la energie electrică, cât și la factura aceasta de apă caldă, apă rece și încălzire, se plătește 10 luni pe an și 2 luni apoi urmează procesul acesta de regularizare. Deci dacă vă socotiți cheltuielile anuale, socotiți 55 de euro ori 10 plus regularizarea. Deci cam așa ar fi calculul, deci nu socotiți 12 luni, pentru că ei fac, așa cum vă spuneam, 10 luni plătește aceeași sumă, apoi vi se face regularizarea și plătești diferența. Pe lângă aceste cheltuieli, mai sunt și altele referitoare la locuință și aici mă refer la internet. Aici nu au existat modificări, 35 de euro plăteam în 2020, 35 de euro plătim acum pentru că nu am schimbat abonamentul, nu am schimbat providerul. Știți că în momentul în care ai un contract încheiat cu o anumită valoare, chiar dacă ei între timp măresc abonamentele, valoarea abonamentelor, la tine rămâne la fel. Deci, în cazul nostru, am rămas cu 35 de euro pe lună la internet. Avem și telefoanele mobile ale fiecăruia, unde eu plătesc 15 euro pe lună. E ok, am minute incluse, internet mi-ajunge, e mai mult decât suficient. Și o altă cheltuială aferentă locuinței este taxa radio TV, care este de 52 de euro pe odată la 2 luni. Cred că 52 de euro, sper să nu greșesc, nu știu dacă au mărit și ei această taxă, cred că da, au mărit. Zic eu, o să vă pun exact prețul aici pe ecran în cazul în care nu este 52 de euro. Și aici există o discuție, sunt persoane care nu plătesc, sunt persoane care își scot ceva de la televizor, nu știu, ca să nu poată să recepționeze semnalul pentru programele austriece. În general, vă spun așa să știți că există această taxă de radio TV care este și se plătește odată la 2 luni. Acestea, să spun, ar fi cheltuielile legate de casă. Cheltuielile legate de mașină. Este încă o dată alegerea fiecăruia dacă își achiziționează o mașină, dacă își achiziționează două sau poate niciuna. Însă e bine să știți, în cazul în care vă gândiți să vă achiziționați o mașină, că există câteva cheltuieli care sunt așa obligatorii și vin la pachet cu mașina. În primul rând este asigurarea mașinii, care merceaul acesta, care depinde, bineînțeles, ca valoare de valoarea mașinii. Dar nu cred că există un RCA mai ieftin de 70-80 de euro. Deci cel puțin dacă aveți o mașină mai veche care nu valorează atât de mult cum este cazul nostru, eu plătesc 70 de euro pe lună pentru asigurarea aceasta RCA și cred că este una dintre cele mai mici valori pentru această asigurare. De obicei merge în sus și puteți să socotiți, așa să spun, cam 100 de euro pe lună, bineînțeles, în funcție de mașina pe care o aveți. Un alt lucru este parcarea, un lucru care s-a introdus din martie 2021. În toate cartierele din Viena se plătește parcare. Deci dacă nu aveți garaj, dacă nu aveți o parcare privată, parcați mașina în curte, nu știu, atunci, în momentul în care parcați pe locurile publice, este bine să aveți acest park pickle. Vă povesteam eu de el în multe clipuri. Și acesta costă 159 de euro pe an. Este 10 euro pe lună parcarea, la care se adaugă și taxa de procesare și așa mai departe, dar vă spun că este 159 de euro pe an pentru că tocmai ce am făcut park pickle-ul pentru mașină și aceasta a fost suma pe care am plătit-o. Dacă vă luați parcare pe jumătate de an, taxa aceea de procesare o plătiți și atunci plătiți 100 de euro pe jumătate de an sau 159 de euro pe un an.
Este decizia voastră cum plătiți, însă este bine să socotiți și parcarea. Dacă vreți să vă achiziționați un garaj, cred că mai puțin de 80 de euro pe lună nu găsiți decât poate la periferie sau în afara orașului, dar de obicei, în cazul nostru, locuințele pe care le avem, unele din ele au și garaj, pentru care proprietarii sau chiriașii plătesc 80 de euro pe lună pentru a-și putea parca mașina în garaj. Tot pentru mașină trebuie să socotiți și ITP-ul, adică verificarea tehnică, care aici în Austria se face în fiecare an și pentru care, pe lângă cheltuielile legate de repararea mașinii, dacă există probleme acolo, trebuie să plătiți și o taxă fixă, taxă de ITP, indiferent de reparațiile sau ce trebuie să faceți la mașină, această taxă trebuie neapărat plătită. Și bineînțeles, benzina și motorina, care s-au scumpit și aici în Austria, foarte mult. Eu nu știu când o să postez acest clip, dar o să vă afișez aici pe ecran exact prețul în momentul în care editez clipul pentru litrul de benzină și litrul de motorină, pentru că lucrurile se schimbă de la o zi la alta. O altă categorie de cheltuieli este cea legată de copil sau copii, în funcție de câți are fiecare. Și aici lucrurile sunt mai simple, pentru că în cazul nostru, singura taxă fixă pe care o plătim în ceea ce privește copilul este 195 de euro pe lună, grădinița. Atât costă în momentul acesta grădinița la care merge Corina. Grădinițele de stat costă mai puțin, până în 100 de euro, 60-80 de euro, pentru că acolo se plătește doar mâncarea. Ea merge la o grădiniță din sistemul Kinderfreunde, acolo taxele sunt un pic mai mari, pentru că trebuie să contribuim și la grădinița propriu-zisă, nu doar la meniul pe care îl primește copilul în fiecare zi, iar noi plătim 195 de euro pe lună. Iar pentru copil, dacă e să vă gândiți așa, lucru pe care nu vi l-am spus în 2020, pentru că în momentul acela Corina era destul de mică și nu aveam alte cheltuieli extra, dar probabil că o să fiți interesați să duceți copilul la diferite activități și acestea costă. O să vă spun exact în cazul nostru, Corina merge la balet o dată pe săptămână și plătim 330 de euro pentru anul școlar. Aici, cursurile acestea oferite copiilor sunt făcute pentru anul școlar. Adică nu se consideră un an calendaristic pentru că în vară există vacanța de vară unde nu există cursuri. Deci o dată pe săptămână de mers la balet din septembrie până în mai, 330 de euro în total. Puteți să alegeți dacă plătiți toată suma deodată sau semestrial sau o dată la 2 luni. Există mai multe procedee. Vă spun în cazul meu, poate mergând la o altă școală de dans, atunci lucrurile se schimbă și valorile se schimbă și modalitățile de plată și așa mai departe. Dar așa, ca să vă faceți o idee cam cât ar costa activitățile acestea extrașcolare. Și Corina merge și la înot și acolo plătim 12 euro pentru ora de înot, care sunt de fapt 45 de minute, deci 12 euro pe oră. Cam acestea sunt prețurile și cheltuielile pe care le avem noi în momentul acesta. Nu vorbesc de haine și jucării și toate celelalte. Sunt cheltuieli fixe care cred eu că sunt importante în bugetul lunar al familiei. Și alte cheltuieli care nu se încadrează așa în categoriile pe care vi le-am spus deja, dar pe care le puteți lua în considerare, una dintre aceste cheltuieli ar fi cea legată de transportul în comun. Aici în Viena, biletul este pentru o călătorie 2,40 euro, dar există aceste posibilități să vă luați bilet pentru o săptămână, o lună sau pentru un an. Puteți să faceți abonament de an și atunci plătiți 33 de euro pe lună. Din punctul meu de vedere, este o sumă foarte mică pentru ceea ce vi se oferă, adică puteți să circulați cu acest abonament cu orice mijloc de transport în interiorul orașului Viena, în zona 100, așa se numește. Dacă veniți din afară, atunci trebuie să plătiți una sau două sau trei zone de transport și valoarea acestui abonament crește. Și o altă cheltuială se referă la asigurare. Aici în Austria foarte
foarte multă lume are asigurare, fie că este asigurare pentru locuință, pentru bunurile din locuință, asigurare pentru avocat, asigurare pentru diferite lucruri. Există și această posibilitate, există și aceste cheltuieli. Din păcate, nu știu să vă spun exact cât costă aceste cheltuieli și cât costă aceste asigurări, pentru că nu am. Noi nu avem niciun fel de asigurare extra față de asigurarea pentru locuință care este inclusă în prețul chiriei, dar cred eu că dacă vreți să beneficiați de aceste asigurări și de drepturile pe care vi le oferă, trebuie să scoateți anual cel puțin 100 de euro din buzunar, poate 200 de euro. Încă o dată vă spun, în funcție de tipul de asigurare, de câte asigurări aveți, poate aveți asigurare de viață, poate aveți altfel de asigurări, nu știu, dar este un lucru care este destul de important aici în Viena, în Austria, pe care foarte multă lume îl are și atunci poate vreți să îl considerați și voi în momentul în care vă calculați cheltuielile lunare aferente traiului într-un oraș ca Viena. Și cam acestea au fost cheltuielile pe care le am eu pe listă, în lista mea de cheltuieli aferente locuinței și cred că le-am spus pe toate. Dacă am omis ceva, vă rog să scrieți voi în secțiunea de comentarii. Dacă sunteți interesați să vedeți cât costă și alimentele, nu știu, un litru de lapte, o pâine, cât costă aici în Viena, scrieți-mi și o să fac un clip special pentru aceste lucruri. Nu vreau să mă întind astăzi foarte mult. Și dacă aveți și alte întrebări, alte informații, puteți să îmi scrieți pe Facebook, pe Instagram și cu drag o să vă răspund în măsura în care cunosc și eu răspunsurile întrebărilor voastre. Vă mulțumesc așadar că ați fost cu mine până la sfârșit și până data viitoare vă pup, pa, pa! Ciao, when you're out on your